Bă, voi ați observat că în ultima vreme a mai apărut încă o categorie de oameni extraordinar de enervantă? Și acum mă refer la vânzătorii aia din coffee shop-uri, că acum nu mai sunt cafenele, sunt coffee shop-uri, sunt aceste temple ale cafelei, iar ei sunt ca niște preoți ai zeului cafelei și noi toți suntem niște profani ordinari care nu știm în morții noștri, ne-am trăit viața degeaba ca niște țărani proști. Și n-am băut nici măcar o dată în viața noastră o cafea așa cum trebuie și ne învață ei. De acum câteva zile mă duceam, mă grăbeam, era dimineață, mă grăbeam și am intrat repede într-un coffee shop de ăsta, intrat repede în templu și fără să mă uit peste lista aia și așa, am zis: salut, vreau și eu o cafea lungă. Mamă, și-a luat șoc. Mă, aoleu, alt țăran. Cum adică cafea lungă? Zic: da, bă, s-o cafea lungă, adică un espresso și cu apă, lungită cu apă. Apoi noi nu facem asta, noi, doamne, ce țăran. Deci noi avem lista aceasta unde avem flat white, flat black, flat black, flat shack, shack back, shack back, la pula mea. Și a zis: boss, te rog eu mult de tot, dă-mi un expres. În fine. Și după ce a făcut treaba asta, a făcut o concesie, a lăsat: dă-mă, bossule, mâncați aici gura ta, dă-mi, te rog, că așa îmi place mie, sunt un țăran prost și îmi place să-mi pun apă peste espresso. Asta e, omoară-mă. I-am zis: coaie, americano, vreau americano. Dă-mi americano, morți-mă. Și lungește-mi-l cu apă. Asta vreau, asta îmi doresc eu de la tine în această dimineață minunată. Da, deci pot să-ți fac un long black. Da, mersi. Și te rog eu mult de tot să pui apă peste el. Deci ți-aș recomanda să nu pui apă peste el, pentru că nu știu ce. A călcat peste toate principiile, a călcat jurământul pe care l-a depus în fața zeului cafelei. Nu o să mai fie niciodată primit în raiul cafegiilor și așa mai departe. În fine, și după ce mi-a turnat apa peste long black flag sack, așa cu grea inimă, i-am dat fatala și i-am zis: ai gheață? Da, pentru ce? Pune și mie, te rog frumos, două cuburi de gheață în cafea. Deci atunci i-am dat șoc. Era ca și cum i-aș fi zis unui copil de 6 ani: coaie, Moș Crăciun nu există în pula mea. Deci ăla s-a uitat așa și ailaltă s-a uitat așa, i-am dat șoc să-mi va pula de la o cafea, mâncați-și gura ta ce situație. Și fiți atenți, ailaltă care vindea cu el, la fel a făcut și a plecat să-mi va pula, a plecat de acolo. L-a lăsat pe ăla singur, mâncați-și gura ta, să descurce cu situația aia. Și până la urmă mi-a pus, dar m-a și corectat, mi-a zis: să știi că spun, dar cafeaua nu se bea cu gheață. Și, mă rog, bă, tot ce vreau să zic este: coaie, lăsați oamenii în pula mea să-și bea cafeaua cum vrea pula lor. Și atât am avut de zis, că mă enervez și că mă ia și ceafa. Let me try, I'll almost say goodbye. I'll say me careful, make you say, let me try, let me try. I'll almost say goodbye. I no more can make you say, don't let. Creep on in, on in, on in. What's 1 trillion to the 10th power? 1 trillion raised to the 10th power is 1,000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 ,
Hey Siri. Nu vreau. Nu mai vreau să mă mai întrănesc, papa. Plec acasă, lasă-mă. Bună, mami, e timpul pentru o gustărică. Desigur, Maia, ce vrei să mănânci? Mi-e poftă de tine, nou. De te puse de ochii, de tot ce e al tău. Și ție ți-e poftă de tot ce... Bună, mami! What the fuck? Yeah, I confess, father, I confess. 'Cause I've been living wrong.